Președintele PLDM Vladimir Filat declară că formațiunea sa nu va mai participa la formarea guvernării dacă până la 30 mai nu se votează un guvern condus de premierul desemnat Iurie Leancă. Acesta spune că nu mai participă la acest circ după sfârșitul acestei luni. Vreau să vă spun un lucru important. Dacă nu se va reuși votarea guvernului până în data de 30 mai, avându-l ca și candidat la funcție de prim-ministru pe domnul Iurie Leancă, PLDM nu va mai participa în formarea guvernului, nu va mai participa la acest circ. Ne vom asuma toate consecințele și vom merge în fața oamenilor. Așa e corect. Oameni buni, am făcut tot ce a fost omenește posibil. Nu s-a reușit, acum venim în fața voastră să judecați. Pe cine va alege măria sa alegătorul, acela urmează să conducă mai departe Republica Moldova. A conchis surs. Ieri, liberal-democrații au anunțat că au demarat negocierile cu Partidul Democrat, grupul de reformatori al Partidului Liberal și deputații neafiliați, în vederea creării unei noi coaliții de guvernare. Tot ieri, PLDM a făcut public proiectul de acord pentru viitoarea coaliție. Democrații nu au comentat documentul. Mihai Ghimpu, la rândul său, s-a grăbit să critique deja acordul de constituire a unei noi alianțe. Acordurile, proiectele se fac atunci când îți convine cu cine faci majoritatea, acceptă PD-ul, atunci PD-ul delegează oameni, PLDM-ul, având două programe electorale și în baza acestor programe se face un proiect de guvernare. Cum poți să vii tu cu un proiect să dictezi? Iată încă o dovadă că ăsta e despot. Și nu vrea alegeri, nu vrea guvern, dar vrea alegeri anticipate. Impune condiții așa încât ca PD-ul să spună că tu cine consideri pe noi? Iată care e problema. Asta îmi pare rău. Lumea trebuie să tragă concluzii. Dacă mai votează data viitoare, mai alege așa un om în fruntea, ca să vină în fruntea statului, atunci nu mai rămâne nici nouă decât să ne luăm torba și să ne ducem din Republica asta. Preconizăm că formațiunile din fosta coaliție de guvernare nu se pot înțelege cu privire la formarea unei coaliții. Marian Lupu și Mihai Ghimpu îl acuză pe Vlad Filat că vrea să controleze cele mai importante instituții de stat. De cealaltă parte, Filat declară că nu-și dorește ca instituțiile statului să fie utilizate în interesul unor persoane. Amintim că guvernul Filat II a fost demis cu mai bine de 2 luni în urmă. Demiterea vicepremierului Mihai Moldovanu și a ministrului transporturilor Anatol Șalaru nu este corectă. Declarația aparține președintelui PL Mihai Ghimpu, care spune că această decizie este una ilegală și absurdă, întrucât întreg cabinetul de miniștri a fost deja demis de Parlament. Nu, ce să spun, un om care n-ar ce face decât să arate că e tare și mare, întotdeauna se termină că mic și nepotrivit și neobservat. Și omul care vrea să fie mic, care este mic și neobservat, vrea să fie observat. Iată că arată că el este puterea. Mă rog, este ilegal, o să vedem ce o scotărească azi Curtea Constituțională, dar eu știu 100% că Constituția nu permite. Cum poți să avem guvern demis și cu atribuții cu ale guvernului care are toate împuternicirile Parlamentului? Cum? Spuneți-mi. Aberații. Iată ce se vorbește. Asta a fost norocul meu, a colegilor mei din Partidul Liberal, să fim la guvernare cu niște oameni departe de oameni, de lege, de adevăr, oameni orgolioși, îngânfați. Nu știu, nici nu știu. Păcat. Asta e marea tragedie a Republicii Moldova. Astăzi, un singur ministru, care este susținut de Mihai Ghimpu, își mai desfășoară activitatea în calitate de membru al guvernului aflat în exercițiu. Este vorba de Octavian Țicu, ministru al tineretului și sportului. Acesta nu a votat ieri pentru demisia directorului agenției MOL Silva Ion Cebanu și nici nu face parte din grupul liberalilor reformatori ca ministrul apărării Vitalie Marinuță și cel al mediului Gheorghe Șalaru. Astăzi, Curtea Constituțională a examinat sesizarea grupului Ghimpu cu privire la legalitatea extinderii împuternicirilor premierului interimar. Autorul sesizării, Valeriu Munteanu, a solicitat curții să examineze și cele două decrete și hotărârea de guvern din 16 mai, prin care au fost demiși cei trei liberali. În opinia lui Munteanu, aceste decizii ar fi în disonanță cu legea supremă. Și respectiv solicităm verificarea controlul constituționalității decretului președintelui Republicii Moldova privind revocarea din funcție a viceprim-ministrului Mihai Moldovanu și a decretului privind revocarea ministrului transportului și infrastructurii drumurilor Anatol Șalaru.
adoptate ieri și respectiv publicate astăzi în monitorul oficial numărul 114, acte care au fost adoptate în baza modificărilor pe care noi astăzi le contestăm. La rândul său, juristul Parlamentului, Ion Creangă, a declarat că această solicitare a apele este inoportună, deoarece Curtea Constituțională nu poate examina acte ce țin de numirea în funcție a demnitarilor publici, care sunt decizii strict politice. Aceeași opinie a fost exprimată de ministrul în exercițiu al justiției, Oleg Efrim, care a propus respingerea solicitării suplimentare a apele. În opinia acestuia, codul jurisdicției constituționale prevede exigențe față de sesizările depuse la Curtea Constituțională, iar un demers verbal fără prezența reprezentanților președinției nu poate fi acceptat. Și chiar dacă Curtea va decide că îi admite spre examinare sesizare privind controlul constituționalităților acestor trei acte, consider că este necesar ca toate părțile să aibă timp suficient pentru a se expune, astfel pregătindu-se sau respectându-se principiul egalității armelor procese. Judecătorii curții, despre care se vorbește tot mai insistent că sunt controlați de către democratul Plahotniuc, nu au luat în calcul argumentele ministrului și au acceptat demersurile liberalilor. După deliberări, judecătorii curții constituționale au anunțat că hotărârea pe marginea sesizării va fi anunțată mâine. Liberalii nu sunt la prima experiență de acest gen. La 22 aprilie, când Curtea Constituțională a examinat constituționalitatea rămânerii lui Vlad Filat în funcția de premier în exercițiu, autorul sesizării Mihai Ghimpu a solicitat la începutul ședinței ca, în alta curte, să mai examineze suplimentar și decretul președintelui de numire a lui Vlad Filat în calitate de candidat la funcția de premier. În consecință, Curtea a decis că liderul PLDM nu mai poate candida pentru acest post în condițiile în care este suspectat de acte de corupție. PLD-miștii deja se amuză pe liberali care fac rând la Curtea Constituțională. Și că acum se mai zvonește în țară că domnul Munteanu și domnul Ghimp au sesizat Curtea Constituțională vis-a-vis de accederea Alionei Mun în finala Eurovizionului, dat fiind faptul că se proiecta pe rochia ridicată mai mult culoarea roșie decât cea albastră. Judecătorul Curții Constituționale Victor Popa l-a acționat în judecată pe bloggerul și analistul politic Bogdan Țârdea. Motivul constă în unul dintre articolele publicate de ultimul referitor la decizia Curții Constituționale din 22 aprilie 2013. Magistratul scrie că prin textul publicat de Țârdea i-a fost lezată onoarea și demnitatea, informațiile având un caracter defăimător. Este un caz strigător la cer, dintr-o anumită perspectivă, când un judecător al Curții Constituționale, care este angajat și obligat să apere drepturile omului, să apere libertățile fundamentale prescrise în Constituție, este tocmai acel care persecută libertățile fundamentale. Și prima libertate fundamentală fiind dreptul la opinie. Deci m-a dat în judecată grație unui articol care se numește Investiția lui Plahotniuc în Alexandru Tănase s-a recuperat. Și în acest articol eu declar, citându-l pe Dumitru Diacov, că autorul care a elaborat sesizarea la Curtea Constituțională este și judecătorul acestei sesizări. Acum fiecare, este un know-how moldovenesc în care fiecare idiot cu diplomă se poate considera jurist. Deci am fost deferit justiției tocmai pentru faza că l-am numit autor și judecător și l-am numit idiot. Popa cere de la Țârdea să-și ceară scuze în public și să plătească o despăgubire morală de 200.000 de lei. Acum situația este foarte interesantă, deci acest așa zis judecător îmi cere o compensație morală de 200.000 de lei, adică un salariu de 10 ani a unui profesor universitar, de care sunt eu la acest moment. Vreau să vă spun că momentul ironic constă în faptul că la modul direct nu l-am numit pe acest individ idiot. Dacă aș fi făcut-o, aș fi făcut-o în calificative mult mai dure. Acum el trebuie să demonstreze justiției că anume el este acel idiot cu diplomă la care eu mă refer în acest articol. Și dacă o va demonstra în justiție că el este idiot, eu sunt gata să-i ofer acești bani apelând la ajutorul oamenilor de bună credință ca să-l facem mai bogat pe acest individ care, iată, deci consideră că este obligat să persecute gândirea liberă. Analistul este convins că nu Popa este cel care a inițiat această răfuială. Țârdea susține că în spatele acțiunilor judecătorului de la Curtea Constituțională stă controversatul oligarh Vladimir Plahotniuc.
Este un oligarh renumit în Republica Moldova, pe care eu îl vizez în acest articol. Și este un președinte la o curte judecătorească, pe care iarăși l-a vizez. Și iată unul din acești doi subiecti, deci și este comanditarul nemijlocit al acestui demers, iar acest judecător este doar executantul docilul acestui ordin. Nimic mai mult. Personal nu am nimic cu domnul Popa, sincer vă zic. Nici măcar ură sau ciudă sau ranchiună nu-i port. Eu înțeleg că el este un șurubaș în acest sistem și este obligat și nevoit pentru a supraviețui să execute, iată, asemenea chestii, da, viziunea mea, destul de mizerabile, dar așa e situația, așa a fost, așa este, din păcate, mult timp așa va fi. Analistul condamnă acest atac direct la libertate de exprimare și intenționează să apeleze la serviciile unui avocat pentru a se apăra în instanță. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat are un nou șef. Ministrul în exercițiu al Finanțelor, Vyacheslav Negruț, a semnat ordinul de numire în funcția lui Ion Prisăcaru în funcția de șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Ca și în cazul fostului șef Nicolae Vicol, și Ion Prisăcaru este membru PLDM, la fel ca Ministrul Finanțelor. Amintim că fostul director al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Nicolae Vicol, este anchetat pentru abuz în serviciu și acte de corupție. Acesta a fost arestat la 15 februarie de ofițerii Centrului Național Anticorupție. La 27 martie, judecătoria Buiucani i-a schimbat forma de arest în arest la domiciliu, iar la 29 aprilie Vicol a fost eliberat din arestul de la domiciliu. Avocatul lui Vicol, Ana Ursache, a afirmat că arestarea fostului șef de la Fisc a fost ilegală și este o răzbunare politică. Referindu-se la acțiunile Centrului Anticorupție, șeful liberal democraților din Parlament, Valeriu Streleț, declara în una din intervențiile sale de la Tribuna Legislativului că CNA s-a transformat într-o instituție de persecutare oponenților politici. Trebuie să recunoaștem că noi, într-adevăr, am ieșuat în intenția de reformă a instituției anticorupție, am urmărit atingerea obiectivului de a construi un veritabil centru autonom, independent și echidistant, dar am obținut o instituție politic dependentă, axată pe persecutarea la comandă a anumitor actori politici concreți. La rândul său, Nicolae Vicol, fostul șef al Inspectoratului de Stat, a declarat că acțiunile CNA nu sunt altceva decât o încercare de intimidare din cauza campaniei de luptă cu firmele fantomă pe care a demarat-o el de când a fost numit în funcție. Doi ofițeri ai Centrului Național Anticorupție au desfășurat percheziții la sediul central al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Aceștia au menționat că urmau să verifice mai multe acte pentru a obține detalii despre mașinile deținute de Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă. Ofițerii CNA spun că s-au autosesizat din presă despre numărul mare de mașini de lux ce se află în posesia misiunii noastre diplomatice la Moscova. Totodată aceștia anunță că se vor adresa autorităților ruse pentru a obține informații suplimentare. Potrivit unor informații apărute în presă, cei 12 angajați ai Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă au în dotare în jur de 60 de automobile și toate de lux. Fiecare angajat al ambasadei are câteva mașini la dispoziție, printre acestea numărându-se și unele care depășesc prețul de 200.000 de euro. Majoritatea cetățenilor Moldovei achită cu întârziere serviciile comunale și creditele. Motivul constă în nivelul redus al veniturilor și facturile prea mari. Acestea sunt rezultatele unui sondaj desfășurat la comanda unei companii de întoarcere a datoriilor. Potrivit cercetării sociologice, 80% din cetățenii țării nu achită la timp facturile pentru serviciile comunale. 40% se plâng pe salariile și pensiile mici, iar 20% afirmă că tarifele la servicii sunt foarte mari. Pentru 16% motivul constă în veniturile instabile. Concomitent, sondajul a demonstrat că doar tinerii cu vârstele cuprinse între 18 și 20 de ani achită în totalitate serviciile comunale. Cei care au vârste între 30 și 50 de ani achită datoriile față de furnizori doar în perioada caldă a anului. Totodată, majoritatea persoanelor în vârstă spun că achită doar o parte din facturi și sunt nevoiți să acumuleze datorii. Ei fac trimitere la pensiile prea mici. Potrivit Biroului Național de Statistică, mărimea pensiei medii în Moldova este de 957 de lei, iar pentru serviciile comunale trebuie de scos din buzunar în medie câte 800 de lei pe lună. Doi copii au rămas blocați în locuință după ce mama acestora a ieșit afară pentru câteva minute. Între timp, fetița de 3 ani, jucându-se, a încuiat ușa fără să o poată deschide. Jasmina, ce faci?
unde? Unde Nichita Aldăla este în ușă? Femeia îngrijorată a alertat salvatorii pe strada Nicolae Costin din capitală. Echipa detașamentului Căutare Salvare numărul 1 a intervenit și a pătruns în apartamentul de la etajul 3 prin geam. În interior, fetița de 3 ani și băiețelul de 9 luni erau în siguranță. Cu bebelușul în brațe, salvatorii au deschis ușa, făcând posibil accesul mamei. Serviciul Protecției Civile și situațiilor excepționale atenționează repetat părinții să fie prudenți pentru a evita situațiile excepționale. În astfel de cazuri, să apeleze prompt serviciul 901.